Captură impresionantă de droguri într-o localitate de lângă București. Jumătate de tonă de cocaină extrem de valoroasă pe piața stupefiantelor era împachetată în cutii de banane. Marfa ar fi ajuns accidental la un depozit de fructe. Chiar importatorul ar fi fost cel care a anunțat autoritățile imediat după ce a descoperit cocaina. Colega mea Cătălina Iordache a urmărit subiectul și are mai multe informații. Cătălina, bună ziua! De unde proveneau drogurile și unde ar fi trebuit să ajungă? Ziua, Marius, bun găsit tuturor! Drogurile proveneau din Columbia și au intrat în Europa prin portul Anvers din Belgia. La noi în țară au ajuns prin portul Constanța, iar de acolo ar fi fost transportate la un depozit de fructe și legume. Vorbim așadar despre mai bine de 500 de kilograme de cocaină găsite într-un depozit din localitatea Chiajna, județul Ilfov. Mai exact, polițiștii și procurorii au descoperit 35 de baxuri pline de cutii cu cocaină în loc de banane. Substanțele erau puse în pungi de 10 și 15 kilograme. Valoarea estimată pe piața drogurilor este de aproximativ 25 de milioane de euro. Acum autoritățile încearcă să afle unde trebuia să ajungă drogurile și cum a fost posibil să intre în țară fără un minim control la frontieră. O situație asemănătoare s-a petrecut în luna martie anului 2019, când pe malul Mării Negre a fost găsită o tonă de cocaină adusă din Brazilia. Atunci rețeaua infracțională a fost destructurată, iar substanțele interzise au fost distruse.